ai muscă, bă. Da, stai, mă, bă. Ce fac? Cu ochii la muscă ăsta, la ciupercă, na. Hai, noroc. Nu mai vrei să te aici, tu vrei să îmurdăiești tricou? O, bă, o, o. Ce-ai făcut, Cioret? N-am văzut, bă, că ești acoalea. Auzi, mărlane, dacă tu te-ai murdărit în halul ăsta, duci tu cu noi. A, și scoate și pubeala în stradă, că a început să pute. Dar ce este, mă, salahorul vostru? Nu, mă, tu ești șeful. Dar scoate, mă, pubeala aia odată, că trebuie importante numai șefii le fac. Auzi, Mălane? Da. Când te întorci, să te speli pe mâini, ca să nu pui mâna pe clanță năclăită așa de la pupelaie, că plin de microbi. Unde să mă spăl, mă, ce avem cișmea în curte? N-avem, că n-ai vrut să-mi pui chitră. Tu la cișmea ai rămas, mă, preistoricule. Păi s-au inventat chiuvetele. Păi chiuveta nu e în casă, bă, unde? Ca să intru în casă, trebuie să pun amurdară pe clanță. Dar cine a zis, mă, că trebuie să te speli la asta? Te duci și tu frumos și te speli la tine la club. Atunci mai mă duc niciunde, că eu mă spăl la club ca să mă spăl pe mâini. Bă, ăsta, pologul ăsta face mișto de tine, hai, bă, du-te odată. Lasă-mă atunci să se ducă să se spele la mușchiulică, că e mai aproape. Cetează, bă, odată, că ăsta crede că tu vorbești serios. Glumește, tăticule, hai, bă, du-te cu gunoiul. Păi, da, bă. Hai, da, e, ce să spun, da. Hai, mă, Chiorete, de o lună mă țin după tine și nimic. Că dacă te aude Petre ușii, mă, tu ce crezi, că eu nu vreau a te rezolva? Vreau, dar nu poți. Nu știu, mă, ce dragi, dar mi-a se întâmplă. E impotent. Eu am senzația că nici măcar nu te străduiești foarte tare. Cum poți să spui așa ceva? Am încercat de atâtea ori, dar dacă nu simțesc nimicuța... Nu pot să cred că ți-a murit tocmai acum, când vreau și eu să... Dar nu mi-a murit. Aha, așa zicem toți. Păi dacă mureau mie paranormalele, n-aș fi putut să văd că nu e mort. Ah, de paranormal e vorba. Deci știi sigur că e viu. Exact, dar nu poți să-l localiza. E bine și așa, că măcar știu că nu sunt pe felie. Emma! Doamna Vice, ce mai faceți? Ce să fac? Alergătură. Ei, nu te uita că tu ai vrut să fii deputat. Nu pentru camere alerg, că și așa nu mai fost de 2 săptămâni. Pentru camere, când mi-amenajez casa. Casa? Păi ce, ți-ai schimbat apartamentul? Ce apartament, dragă? Nu știi că nu se mai poartă apartamentele? Mi-am făcut vilă. Și acum alerg, nu eu, de fapt, designerul meu, ca să mai cumpăr câte una alta pentru finisaje. Vreau să zic că mi-am luat un parchet din lemn masiv, o nebunie. A costat o avere, într-adevăr, dar se merită, că e ultima fiță în domeniu. Da, e abanos, cu tec și miros de santal. Păi știu că și eu îmi amenajez apartamentul în aceleași tendințe. Să nu spui că ți l-ai luat de la același showroom ca mine. Nu spun, că nu știu de unde ți l-ai luat tu. De la singurul loc care aduce așa ceva în țară, ăla din Băneasa. Păi ce, tu ți l-ai luat din țară? Credeam că din străinătate. Păi ce, tu ți l-ai luat din străinătate? Normal, dragă, păi ce, vrei să mă vadă electoratul prin magazine de fițe și să-mi dau naibii imaginea tocmai acum, în prag de alegeri? Eu oricum n-am ce să mai dau naibii, că oricum am spatele asigurat, știi tu de cine. Auzi? Să-mi arăt și mie parchetul ăla, că sunt tare, tare curioasă dacă avem același model. Păi sigur, e la fel, știi că și eu tot din Băneasa îl ridic, doar că mie mi se mai ieftin. Și de diferență mai cumpăr niște chestii. Ce chestii? Încă nu știu, că încă n-am ajuns la showroom, dar când o să ajung, te anunț eu. Pa, pa! Uite, mă, stai jos! Ce, mă, a aflat cineva de șpaga aia? Nu, mă, am aflat de ce se dă Sofica pe lângă Chiorete.
de proastă. Crezi că eu nu știu? Dar fii atent, nu cumva să-i zici ceva, că strică frăția Petreușa. Nu de proastă, Matriscule, nu de proastă. De deșteaptă. Se dă pe lângă el din interes. Ce interes, mă? Ce tot bascâmpii? Are interes să îl găsească pe scalțone cu paranormalele. De unde știi? I-am auzit eu discutând. Îți dai seama, dacă am dovedi că peisanul și-a pierdut toate capacitățile paranormale, Sofica i-ar da cu tifla și ar rămâne numai a noastră. Tata, cum să-i dovedim? Îl testăm? Aha, îl testez doar tu, că eu sunt comandant și nu vreau să pățesc ce-a pățit Afrodita. Cam răspundere mare, mă. Îl testăm pașnic, Matescu. Pașnic. De exemplu, ascundem undeva o cutie de chibrituri și îl punem să o găsească. Că dacă nu e în stare să-l găsească pe scalțone, nu găsește nici cutia. Păi și dacă o găsește? Rezultatul e același. O să se certe cu Sofica pentru că o să-l acuze că, deși poate, nu vrea să-i găsească iubițelul. Dar stai liniștit, că nu o să se bage, că el știe că și-a pierdut toate paranormalele. Vai, dreptate. Marlane, ia 5-a vizită în 3 zile. Mai un pic și te muți la mine. Și n-ai regreta, crede-mă. Mărlane, scopul și durata vizitei, că încep să mă enervez. Mă, Teo, mă, zici și mie, sunt cine sunt. Am și o funcție, o prestație, o valoare. O brumă de bani am făcut și eu. De ce mama dracului nu mă respectă nimeni, mă? Toți mă tratează ca pe un salaur prost. Și nu ești? Păi, salaur nu mai sunt. Dar am ajuns să am așa un complex de inferioritate. În față, mă, dracu, și pe mine să-mi impun autoritatea, să-i fac să mă respecte cumva. Mărlane, respectul nu se impune, respectul se câștigă. Autoritatea vine dinăuntrul tău, din sinele tău. Din sinele meu? Cum se explic tântălăului? Băi, mă, Mărlane, tu ești așa ca o carcasă. Hai că am mai slăbit, că nu mai sunt ca o carcasă. Nu de porc mă refeream, cu toate că ar fi trebuit. Taci, ascultă-mă! Zi. Sinele ăsta al tău este o ființă care locuiește înăuntrul tău. E ca un fel de personaj imaginar. Iepurele. Dar și pe care ar trebui să încerci să le duci. Cum am adracu să le duc, că nu-și ia de locul nicio clipă. Din am ca să-i văd fața. Cui, mă? Plus sinele ăsta al meu, ăla, urechetul. Ok, ok. Așa, normal, dă-mă și tu afară. Zdruncine-mi și tu încrederea în mine. Tu care ar trebui să mă ajuți. Ai uitat că ai depus jurământul lui ipocrit. Băi, dă capul meu. Ce mai vrea, mă, hipopotamul ăsta? Venise cu o cerere de-aia absurdă și am zis să nu te streseze. Mersi, Teo. Știam eu de ce mi-au asistentă psihologă. M-a dus să-i zici și lui Emma câtă grijă ai tu de mine. Lasă, nu-i zice, că nu se știe cum interpretează zăpăcita. Ok. Pisica! Bună, pisoie! Unde umbli, mă? Am fost până la... M-am ascuns de idiotul ăla de Mărlanu, că mă tot bate la cap cu tâmpeniile lui. Dar tu ce cauți pe aici? Că ziceai că ai o grămadă de treabă. Păi am, dar nu-mi arde. Că m-am întâlnit cu Madame Vice de la camera și mi-a povestit cum își amenajează ea viloiu. Cu cele mai scumpe finisaje din țară. Dar ce zic eu din țară? Din lume! Parchet de abanos, cu tec și miros de santal. Băi, Emma, nu începe ea ce că... Ce să începe, Vanda mea? Am ce? Că noi nici măcar nu avem terenul pentru vilă. Dar ce zic eu, vilă măcar pentru o căsuță de-aia mică ca a piticilor sau un coteț? Iubire, liniștește-te că o să avem, dar nu acum, ți-am mai zis. Vanda mea! Alții au deja și sunt tot politicieni ca și tine. Și dacă noi nu cumpărăm ca ei, o să facem notă discordantă. Nu o să putem intra în cercul lor și o să rămânem pe afară. Vrei să fim excluși din politică? Normal că nu vreau să fim excluși, numai că acum nu avem bani de dita mai căsoiu. Dar cine a pomenit de căsoi? Amenajăm garsoniera, că e mică și intră puțin parchet. Mă, pisoi, nu vrei să ne iubim și noi pe o podea cu miros de santal? Bă, tata, iubire, dar nu mai bine vărsăm noi puțin suc pe parchetul nostru? Mă, pisoi, te rog, eu înțelege-mă că nu am niciun bani. I-am dat pe toți pentru afișele electorale. Pandeme, tu înțelegi că am nevoie de parchetul ăsta să-mi refac psihicul.
doborât de nemernică aici, de talentele ei, de țapă. Păi atunci, obțineți parchetul gratis. Puneți psihicul la contribuție, că așa se reface prin exercițiu, nu? Pupă de doi! Wow, o testare? Exact, Iorete. Ca să știm și noi dacă ne mai putem baza pe paranormalele tale sau nu. Dacă îți mai funcționează. Că în lupta cu infracționalitatea trebuie verificate permanent dotarea și abilitățile, bă. Păi funcționează, bre. Asta rămâne de văzut. Și în ce costă textarea asta? Nimic mai simplu. Noi am ascuns o cutie de chibrituri în birou și tu trebuie să o găsești. Te bagi? Normal, bă. Pacu! Dar ce, mă, nu ești încă pregătit? Ba da, șefu! Mă simțesc pregătit! Hai, da-ți bre! Hai! Gata, mă, ești pregătit? Cu P mare de la Poponeț, da! Păi atunci să-i dăm drumul, mă! Succes! 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 Mersi, colega! Numai două secunde să-mi beau și o cafeaua și... Aha, trage de timp! Dar ce, mă, suntem contra cronometrului? Lăsați omul să-și facă tabieturile, să se poată concentra! Mersi, colega! Și acum, liniște, că vreau mă înconcentra, da? Wow! Senzațional! Yes! Yes! Senzațional pe naiba că nu e asta. Cum nu e asta? Cum auzi? Cutia ascunsă de noi e în altă parte. Minciuni! Minciuni frontate! Ăștia ascuns mai multe cutii ca să mă... cutii ăsta, cutii, ca să mă compromiță și să mă denigreze. Ce fuce naiba, eu credeam că e treabă serioasă. Păi chiar e, Sofica! Numai că cutia ascunsă de noi e alta. E o cutie cu sigla lui Dinamo pe ea. Și aici, uite! Uite! Unde naiba e? Unde naiba e, că nu mai e aici? Șeful, mă scuzați, dar eu zic că ar fi bine să vă luați un liber, că v-a surmena stresul. Sau cel puțin să luați o lecitină. Hai să-ți dau o cafea, paranormalule! Servesc patria! Mă scuzați! Uite unde e, bă, că parcă a intrat în pământ! Nu, bă, a zburat pe geam. Cum a zburat pe geam? Ajutată de mine, normal. Adică ai aruncat? Da. M-am panicat când a zis că poate să facă, bineînțeles. Am venit repede aici, am luat cutia și am aruncat-o pe geam ca să nu o găsesc. Păi și dacă o găsea, se certa cu Sofica, tu ai zis. Da, bă, dar dacă m-am panicat și tu știi când te panichezi, așa ți se întunecă judecata. N-am ce să... Ce o să facem? O să-l punem să mai facă o testare. O să-i zicem că asta n-a fost relevantă. A fost ambiguă. Ambiguă, zici. Și irelevantă. Hai, noroc. Hai, noroc. Mă, ce cauți, mă, pe aici? Mă duc până la Teo, că am o problemă. Știu, mi-a zis. Mârlane, nu mai deranja cu tâmpenile tale, pentru că ce vrei tu nu se poate și punct. Nu se poate să fiu respectat și eu? Mârlane... Nu te mai juca cu nervii noștri, că-ți dau eu un respect de nu poți să-l duci, bă! Ce? Mai bine, chem paza, că ea știu să respecte, fără să lase urme, bă! Nu, că mă... Și cam cât ar fi modelul acesta? Acesta, cam 100 de euro plus TVA. Ce suprafață aveți dumneavoastră? Vila are peste 200 de metri, dar mie îmi trebuie 14.
Știți, vreau să încep cu dressing-ul. Să văd și eu cum se comportă, dacă rezistă la trafic intens. Eu stau foarte, foarte mult în dressing. Atunci, având în vedere că este pentru prea iubita și stimata noastră prefectă, o să vi-l dau cu 90... La 100 discount! Simpatică ca la televizor! Mulțumesc, mulțumesc! Nu. 90 de euro plus TVA metru. Las puțin că eu cred că nu ne înțelegem. Am crezut că mi-l dați gratis, de probă. Ca mostră. Mulțumesc, doamnă, dacă aș da mostre de 1000 de euro la fiecare client care mi intră în prăvălie, închid prăvălia, dau faliment, nu se poate. Păi, s-ar putea să o închide și așa. Ia vă rog să-mi aduceți autorizația de funcționare și avizele de marfă. De fapt, aduceți toate actele să nu faceți 1000 de drumuri, că poate nu rezistă parchetul la trafic intens. Sigur că da, imediat. Eu nu o să-mi o dai tu și pe măta gratis. Nu-mi zici mie, cucu. Să vorbesc cu sinele. Ce tâmpelie! Psihologele astea e mai șarlatan ca vrăjitoarele. Bă, stai puțin pe loc! Iepurină! Stai pe loc, că mi-a zis psihologa că trebuie să vorbesc cu tine. Bă, urecheatule, bă, l-auzi! Ăsta-i mai ceva ca iepurul ăla de reclama la baterii. Cuconașule, hai fă-ți un păimaș pe la nenea Ferdi, vorbim ceva. Hai, mă, că îți dau... Ce, îți dau... Îți dau un cras travecior proaspăt, bă! Hai, mă, tu ești idiot, vreau cu a... Înțeleg, e sinele meu, dar nici chiar așa. Ok, nu vrei castraveciori, zi ce vrei! Vrei bani? Ce bău sunt! Normal că vrea bani, că doar e sinele meu! Ia uite ce are nenea Ferdi pentru rilă iepurilă! Două hârtiuțe verzi ca castravetele, numai bune de rățăit! Adică de cheltuit! Ia uite, ții până aici, acum vii! Bă, da, un animal mai curajos nu putea să am și eu. De ce dracu tocmai iepure, că nu corespund la nimic. Nu sunt pișpiriu, nu sunt urecheat. La pat, nici nu se mai discută. Hai, mă, te rog eu, uite, nici nu-i nevoie să apar. Doar să-mi dai o idee cum să câștig respectul celor din jur. Cu ce mijloace? Zi, mă! Cum bani? Corect! Că până nu rezolv orice problemă! Hai, mersi! O să-ți iau un morcov, mă! Nu pot să cred! Nu pot să cred! Eu v-am spus... Păi, nene, voi sunteți paranoici? Sunteți obsedați de rigoare? Dar eu așa ceva n-am văzut! Nu există firmă care să n-aibă și acolo măcar o mică problemă, o mică neregulă, ceva! Anormalilor! Pare rău că v-am dezamăgit, dar... Auziți? Haideți, dați-mi măcar obloanele alea! Vă rog eu, să sărbătorim așa că n-ați luat amendă! Obloanele alea sunt 300 de euro pe metru! Cât? 300! Băi, nene, dar voi n-ați auzit de lei? De ron? De bani românești? Anormalilor! Vă mai așteptăm pe la noi! Zici că-i savarină? Mărlane, vezi că ți-am luat mânuși de plastic, bă! Asta ca să poți să strângi relaxat gunoiul! Ca să nu te mai stresezi pe urmă cu apa și cu săpunul! Auzi, mă, dar trebuia să iei și o salopetă de aia de gunoi ca să aibă costum complet! Opa! Se pare că altcineva-i gunoierul. Nu eu. Că văd că s-a pleacă să ia după jos ce cade după buzunare de la alții. Mersi, că mi-e rea lene să mă plec. Mă, nu zici că ți-a dat cu margiun pe la nas de data asta?
Nu zici că începea să deștepta băbălăul? Vandame, obloanele astea sunt o necesitate! De ce, mă, pistui, vrei să faci noapte în casă când afară e ziua? Vrei să ne transformăm în vampiri? Lasă glumele stupide că eu vorbesc serios aici! Sunt obloane antipaparații! Anti-ce? Exact ce auzi! Cu astea nu o să mai poată nimeni să obțină materiale compromițătoare despre noi! Păi, da, iubire, dar avem draperii! Le tragem și gata! Vandame, prin draperii se aude tot ce vorbim! Un microfon direcțional și gata, te-au avut! Am fost pion, ce naiba mă pricep la lucrurile astea! Vrei să afli în amicii tăi politici ce strategii electorale coacem noi aici? Și prin obloanele alea nu se aude? Nu mă, că sunt speciale, tu e surd! Antipaparații au un sistem de bruiaj incorporat! Tu crezi că te pun să ne iei degeaba? Este o chestiune de viață și de moarte! Toți politicienii deștepți au așa ceva! Mă rog, și cât costă? Vandame, ți-a zis că e o chestiune de viață și de moarte! Ok, le luăm! Ce țipi așa? Tu țipi! Mărlane, ia vezi că iar s-a umplut gunoiul. Ce pou, crede că eu pun botul iar? Mărlane! S-au căzut banii ăștia, mă! Pii, ce neatenți sunt! Auzi, Gogule, păstrează-i tu! Du-și și gunoi în locul meu, da? S-a trecut milionul pe la ureche, nu zici? Bună, Teo! Am venit ca să... Știu de ce, Mărlane, mie mi-ai zis, ok, ok, te ajut, dar promit să mă lași naibii în pace. Am venit ca să-ți mulțumesc. Vreau să zic că sfatul tău a dat roade. Am vorbit cu sinele meu, sau mă rog, n-am vorbit. Ideea e că mi-a arătat cum pot să fac ca să mă impun, să mă fac respectat. Cum? Pe bani. Că banul rezolvă orice problemă. Și am venit să te rog să-mi dai... Mărlane, eu nu împrumut bani. Să-mi dai un test. Că simt acum că pot să-i impun respect și să-i convinc pe ăștia din jurul meu ca să facă ce zic eu. Dar, de fapt, ce zic eu de test? Nici n-am nevoie de test, că pot să verific pe Vandam. Bă, stai aici, că te crăp! Stai unde te duci, stai! Vandame, scuze-mă, dar n-am avut... Vandame, vreau să-mi reduci chiria la club cu 50%. Să știi că nu plec din birou de la tine până te conving. Ok. Ai văzut ce tare sunt, și asta nu m-a datorită ție. Mersi frumos. Mărlane, dă-mi drumul, ai nebunit, dă-mi drumul, Mărlane, dă-mi drumul. Ai 5 secunde să părăsești instituția. 4, 3, 2, 1. Dar știți că astea sunt alea de 300 de euro metru pătrat? Da, știu, dar la el banii nu sunt o problemă. Știu bine că prin astea nu numai că nu se aude, dar nici nu se vede. Nici măcar scannerele alea termice de la SRI nu trec prin așa ceva. Cum nu ai poți să oprească astea sunetul? Că sunt niște lemne găurite, uite-te și tu la ele. Iubire, obloanele astea au tehnologia incorporată în ele, înțelegi? Uite, dacă nu trebuie să facem o probă, îl rugăm pe dânsul să ne spună dacă se aude ceva, vă rog, poftiți aici. Nu auzi nimic, altfel nu vizi nimic, clar? Așa, le închidem. Și să facem proba. Tăurașule! Hai la mă! Tăurașule, ia-mă în coarne! Hai că la showroom n-am făcut-o niciodată! Dă-mă, pisoi, dacă poate intră cineva? Cine să intre, mă? N-ai văzut ce prețuri iau? Nu intră nici dracu! Încetați, încetați, gata, încetați, vă rog frumos să încetați, că aștept clienți importanți și or să credă că sunt un derbedeu, un nesimțit. Păi la ce prețuri ai chiar ești? Ai iubire! Ok, gata,
Gata, gata, vi le dau gratis. Nu mai vreau nimic, nu mai vreau nimic. Gratis, totul e gratis, nimic nu mai vreau. Ai văzut, dragă, că se rezolvă să le luăm gratis. Dana, a trebuit să vin eu. Pii atunci să sărbătorim, iubire. Stai, 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 că să uite asta. Acasă. Ce bob sunt. Că am ajuns acasă, la ce dracu mai alerg? Uite așa îmi pierd și respectul și autoritatea. Nu ți-o las, Chitră, că am omul meu care duce gunoiul și mă respectă. Na, mă. A-a! Al doua! Încă o testare? Ai vrea că asta e deja exagerare. Au, sau faceți expres ca să nu mă lăsați pe mine să mă concentrez la cazurile de leam. Păi ce interes aș avea, bă, Chiorete? Că eu sunt șef, eu vreau să avem cât mai multe cazuri rezolvate. Dar îți promit că e ultima testare. Fii atent, Poponeț e dincolo și o să facă ceva în afara activităților noastre polițienești. Și tu trebuie să ne spui ce face. Da? Și dacă el nu recunoaște că am ghicit? Păi o să fiu eu cu Sofica acolo și o să verificăm dacă e adevărat ce zici tu. Ce face coleguța de partid? A terminat amenajarea? Aproape, dar tu ai fost la showroom? Da, da, am fost și mi-am luat niște obloane antipaparații, o nebunie. Mă rog, e impropriu spus, mi-am luat pentru că le-am primit cadou. La câte cumpărături am făcut, era și firesc, dragă. Obloane antipaparații? Da, 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 ultima fiță în domeniu. Știi, dacă le ții închise, nu poate nimeni să înregistreze ce vorbești tu în casă. Pe bune? Dar eu nici n-am știut că există așa ceva. Eh, mă rog. Nu sunt pentru oricine. Te pup! În 10 minute ne vedem în față la showroom-ul din Băneasa! Va fi! Poponeț, ai nebunit? Gata, Chiorete! Ia zi, ce face? Ce dragă mieză aia face? Își ia pertat de la domnul Chestor. Aia face. John Wayne, ia, a înghicit tauba. Na, iar atâi bă ce făceai. Uite bă, ia uite. Ia, că l-a răspătosat. Ia, să trează. Atențiune. Ce să petrecem aici? Permite să raportez. Poponeț îi călărește puneiul lui Solomon. Poponeț, tu vrei să-l distrugi psihic mai tare? Da? E, pentru asta ai 50% penalizare de leafă. Și cere imediat scuze până nu stai și restul. Căluțule, te rog să mă ierți. Cere scuze lui Solomon, cântăleure! Trăiți! Cum e șeful? A înghicit tauba, perdaful. Taci, mă! Mi-am luat 50% tâmpitule. Să trăiască, Barosanu. Așa, mă, respectă-mă. Barac? Ia loc. Mersi. Poftim, Dana. Mărlane, mi-ai tras de bani? Nu ți-am tras tâmpitul, ai scăzut alea 2 milioane care ți le-a dat avans acasă, ai uitat? Avans? Păi, alea
nu mi l-ai dat cadou ca să-ți duc gunoiul? Cadou? Bă, Gogule, tu ești stâmpit. Părinți copos, care vorba e, miliardar nu dă 2 milioane cadou. Ok. Îți întorc gunoiul pentru neplata serviciilor. Bă, respectă-mă, bă, că mi-am câștigat respectul. Treci înapoi și strânge, dați. Salam. Pâine. Roșii. Salată. Și pâine. Treci și strânge restul. Pești. Încă de la începutul zilei veți experimenta cu surprindere tot felul de situații imprevizibile. Haideți, băieți, acolo. Să nu spui că ai cumpărat parchetul. Nu, dragă, calmează-te. E cadou de la patron, că a vândut toate obloanele datorită reclamei făcute de mine. Jumătate din parlament sunt clienții lui. Dar stai liniștit că aici doar îl depozităm. Depus? Îl punem în vilă. Ai văzut? Nu că stare? Am avut și sfătuitoare ca lumea. Mă, Iale, dă-mi drumul, ai nebunit? Hai, eu trebuia să o pup acum. Ca să pot să zic că ea chestia asta, cred că ta. Madame, vreau să ridici chiria cu 50% de la club la pământ. Să-mi ridici chiria, să ridic, mă. A, la ce-am coborât eu la filmare, mă? Mergeți. Dă banii că te crăp. Lasă la mine. I-am băgat în alt buzunar și nu-i mai găseam. Nu pot să mor, nu pot să intru. Trebuie să stau cu spatele să nu-l văd pe ăsta pe când asta. Nu pot. De asta am făcut-o mai multe episoade, n-ai văzut? Știu, dar e bună de fiecare dată!